Rasmina are în dosar penal. Certificat privind aptitudinea de a deține și a folosi arme și muniții. What? Regimentul. Uite și mușchi chiar el. Wow! Dă-i drumul, soțul meu. 30 de filuri de ceai, Rasmina. Melissa a dat comandă de pierci de griș. Până dimineața, pânsură, mami. Te-ai trezit? Ce cold. Da, mami, că știu pentru că e foarte cald, așa? Și afară e foarte cald și în caz. Noi aici condiționere nu avem. Și este foarte cald, așa, mamica? Da, ți-e cald. Uite, tu ești în murdară de la bopsia de ieri. Te-ai bopsit ieri, da? Pe față. Te-ai făcut ceva pe față, da? Și nu te-ai spălat bine, bine. Ți-e cald, văd că ți-e cald. Facem o băiță să treacă căldura, vrei? Facem o băiță. Nu vrei? Da, ce s-a dimineață, tu ești molesită, mămică. Fibra, n-ai nimic. Ce foame? Hai că mâncuța e gata, hai să mâncăm, bine? Da. Hai, scoate puișor, mă, titel. Țineți tartinele voastre cu cașcaval topit. Da, astăzi facem o excepție, de obicei mâncăm, mă. Bine, ți-a trecut și eu căldura, da? Sau tot ți-e cald? Ți-e cald sau nu ți-e cald? Nu e cald. Nu? E astăzi dimineața, nici cam molicită. Nu are febră nimic, doar este foarte cald, așa-i? Dar ți-e foame? Ai poftă mâncare, asta e principalul. Hai, poftă mare, mănâncă mai întâi mâncuța, după aceea, dacă să vrei să ieși tartină cu ceai, bine? Da, cu brânzică, cum vrei tu. Hai, poftă mare tuturor. Am luat doi piersi și frumoși cu noi. Afară am ieșit. Ura, 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 ura. Au trecut deja 2 săptămâni și încă 2 zile. Dar cum ne ducem? Avem multe de făcut. Dar prima ne ducem să facem traducerea dosarului penal a Jasmine. Jasmine are dosar penal. Aolea. Mai pe scurt, dragii noștri. Asta nu-i penal. Tu ești atunci penal și eu acum dosar personal. Personal. Ține, penal. Mă uitam și ești film de penal. Penar, penal. Ține. Dă-i înapoi. Deci, dosar personal, de la școala, de la gimnaziu, ei ne-a învățat Jasmina. A fost că gimnaziu sau liceu? Liceu. Mai pe scurt, noi am scos-o pe Jasmina de la liceul Negruțe, unde am luat 2 ani, am mers 2 ani, deoarece o mutăm la altă școală. O să fie la o școală americană. Deci, o să facă homeschooling. O să mergi acasă. Acum toți trec la online, mă mut la online, așa că eu o să mergi acasă, online. Și profesorii ei o să fie tăticul și cu mămica. Mergem să traducem. Acum mergem acolo, da? Sau mergem în altă parte? Acolo, repede am dat și... Am dat la traducere, după aceea mergem în Mereni, satul unde eu sunt, am reședința. Acolo n-am locuit, dar acolo, doar ce părinții mei s-au mutat acolo, acolo mi-a făcut și mie reședința mea. Și trec specialiști la spital, la centru medical, pentru permisul auto, ca să pot face practica și apoi după aceea să pot primi permisul. Și în plus la asta aveam nedus și... La metru, după cumpărături, produse alimentare și alte chestii igienice, avem dedus la casa noastră, la șantier acolo, să mai rezolvăm niște întrebări. Și cam asta pe altru. Astăzi este cred că destul de mult. Trebuie să reușim totul să ne iasă, nu tot de bine. Petele a rămas acasă cu surioara mea, Victoria, iar noi cu treburile prin oraș. Da. Am trecut mulți medici, am alergat, am transpirat. Am alergat la un cabinet la altă pentru că se schimbă ora și mulți se poate pleacă acasă. Am rămas de chirurgul și narcomul. După aceea o să mergem școală la auto ca să dau totul, ca să ne cumpărăm primele lecții de practică. Și uite, mâine pe mâine încep să fac practică. Am emoții de așteptare, sunt foarte curioasă cum o să mă străduiesc. Gata? Știi ce am descoperit pe aici? Că foaia asta scrie certificat privind aptitudinea de a deține și a folosi arme și muniții. Opa! Nu s-a folosit cu arme, adică din punct psihologic să se învață. Și a practicat activități sociale și profesionale cu risc, responsabilitate sporită. Wow! La acolo, da? Da, Olga îi fac fotografie și documentele cu și... Camera, lumina, tot cum trebuie. Iată, așa arată certificatele pentru practică și permisul de conducere. Acum mergem la școală să le dăm, să cumpărăm lecțiile practice. După aceea, cred că o să mergem să mâncăm. Apoi la șantier și apoi la metro. Am cumpărat
5 saci de ciment. Ciment. Am cumpărat ciment și acum ne ducem la Berlin, la părinții mei, să ducem cimentul. După ce o să mergem la Chișinău, la școala auto și să cumpăr lecțiile practice. De mâncat acasă nu o să mergem, deoarece deja ne-am cumpărat câte ceva de rugumat în mașină, deoarece nu avem timp să mergem până acasă. Și o să mâncăm deja sănătos normal de seară, deja la cină. Băieți puternici! Tărăcimentul! Uite și muș chiar el! Iată, așa arată turnat. E mai luat deja? Păi împrejurul casă tot așa toarnă, da? Da, de aici împrejurul încolo. Mămicuța mea harnică face sălată. Să o pui în morcane, da? Într-o iarnă, da? Da. O să dai la nepoțele? Sau pentru fică, nepoțele nu iubesc așa ceva, fica spune așa. Nu, dar ce? Este grămadă? Nu, dacă este ceva roșu, până spune așa. Pentru că Lisa nu ardei și roșia nu iubesc. Mămicuța noastră nu ne-a dat voie să mergem până nu mâncăm. Deci mănâncă aici răcitură. Din cerușă de porc. Cerușă de porc. Piftie, parcă piftie, da? Se numește română. Și eu mănânc o bucată de carne de iepure și cu ardei. Ceva mai puțin gras. Noi reușim după timp? Da. Am cumpărat un harbujel și niște fructe. Zmeurică cât mai este încă. Noi toți adoră zmeura. Am luat niște persici și ingir, da? Smochini sau cum ele, care așa vin ceva turtiți. Sunt foarte dulci. Am luat niște prune. Melissa iubește prune așa tărișoare, gustoase, lunguieță. Și niște poamă muscat, care noi cu Sergiu o adorăm. Da. Așa. Stai, stai, stai că te ajut. Așa. Ține. Și zmeura, ai spus? Eu te ajut pe tine, tu pe mine. Așa, poți, da? Da. Și am venit acasă să vedem ce fac fetele, să mâncăm cât de, o bucățică de harbujel. După ce mergem la șantier, da. Pentru că mai aveam încă o oră de vreme până la șantier, până ne întâlnim cu meșterul la șantier. Și ca să nu stau în drum, am venit acasă. Să mâncăm harbuz. Să mâncăm harbuz. Miroase a mâncare, gospodina a făcut mâncare. Meli, tu în telefon stai? Oi, oi, oi. Bă, dar nu ți-e cald? Telefonul când gândeam, treci căldura, da? Așa. Fructele. Jasmina, hai făcuță la fructe. Arbuzi. E dulce? Nu e dulce, e foarte dulce. Tăticul a ales. Noi am venit la metro. Așa văd că deja sunt rechizitele școlare pregătiți. De grabă și noi luăm. Vom lua doar puțin, deoarece sunt foarte mult de aregne am trecut. Și la homeschooling nu știu, n-are nevoie de foarte multe. Dar asta ai nevoie oricum. Salut! Tăticule, te tragi la jucărie, văd că, da? Dar arată foarte bine, ești? Da, real așa, știi? Da. Care iubesc dinozauri atunci. What? Wow! Dă-i drumul soțului meu! Salvatoarea ți-a venit în ajutor. Ne-am luat o mătură și un căuș ce de acasă s-a rupt. Uite, și mătura pentru interior. Nu știu cât e de bună, cât e de practică, da? Am ales ce am găsit, din ce am găsit ce mai bun am luat. Sperăm! Sperăm! Iată hârtie de bucătărie, pentru bucătărie. Care luam eu? Mareșă. Nu văd. Iată așa, ruta asta. Nu știu cum mi-a aranjează, dă să luăm. Una ne ajungem noi pe săptămână. A noi, da? Cam așa. Dă să luăm până ce două. Noi peste săptămână să venim iarăși după cumpărături. Pentru prințese, pentru noi toți. Da. Ce avem foarte mult și tot mai cumpărăm ceai. Premium. De toate felurile. Luăm, asta e foarte fain pentru cadou. Ne facem nou cadou. Ne facem. Vrem să ne luăm o sticluță pentru ulei de măsline. Da, am adus ulei de măsline din Turcia. Am cumpărat foarte avantajos și ne gândim să luăm pe asta. Da. Are un căpăcel de să le plute. Are special așa ca scurg ușor. Și e foarte comod că are toartița aceasta. Da, eu vreau, căutam ceva să-mi dorm mai mare, dar văd că mai mare nu este. Asta e ok pentru că sunt de practică. Sau ce nici el, tot e fain. Tot e foarte frumos. Nu, cred că tot ce o să rămânim la asta. Da? Da. Astea sunt toți drăguți, dar max prea, prea, prea simple. Asta e parcă sticla de la ulei, numai că e fără. Are minus că n-are capac. Ulei, nu trebuie ăștia. Nu, asta e apă dulce. Apă dulce asta? Creveții mei iubiți. Așa. Ia să uităm la termen. Uite la termen dacă sunt până când o să iei. Spune pe 25, e ok.
Ok, eu astăzi îi împap pe toți. O să vă zic că o să fie super. Eu duc ulciorul, să nu-l stricăm cumva. Să pun și ulciorul cumva aici. Așa. E bună? Da. Ia uita ce am luat noi aici. Yeah. Multe banane. Opa, 30 de feluri de ceai, Jasmina. Câte 4, la fiecare câte un. Membru familie câte un pachetel. Faină, da. Așa? Tu iubești creveții? Da. O să-i fierb acuș. Macaroni cu fenie. Integrale. Da, sunt sănătoase. Salată pentru mănică. Mm-hmm. Pentru? Mine. Da, și pentru Melisa acolo este unul. Zahăr. Ia ca lui Melisa. Și pentru voi paste. Ciocolată. Pentru tăticu. Da? Încă paste. Morcovierul preferatul nostru. Melisa. Încă paste integrale. Asta cu e? Bomboniele, Melisa ta de plătit. Mm-hmm. Roșii care nu sunt pentru mine. Nu, e că acestea le-am cumpărat special pentru tine. Este special, este roșii roz. Pentru tine special. Și niște chestii de igienice. Da. Astea sunt porturile de astăzi a noi. Și borcanaș mi-a răcut și stărnuleici de măsline. Eu nu știu ce gust. Care alegi tu? Care nu am gustat noi? E că este parcă e nou. Cu scurțișoar vreau. Scurțișoar și este parcă cu afinii ceva, da? Pare că e ceva nou și aceea și totul nou. Probabil că faci cunoștință cu ceaiul nou și apoi să apară cutii cu ceaiuri noi, așa? Dragi prieteni, acesta a fost vlogul de astăzi. Sperăm că vouă a fost interesant. Nu uitați să ne puneți nouă like, să vă abonați la canalul nostru și ne revedem în videoclipul următor. Pa, pa! Pa, pa! Pa, pa! Pa, pa! Iată-le! Ce fain arată! Ce cu tofi? E că este bulbări nou. Câte 4 pachetele, da? Da. Stai, spune că stai fain cadou. Frumos cadou ne-a făcut noi nou, așa? Da.